doamnelor și domnilor, la Hora din Străbuni. Vă rog trofeul și diploma festivalului să le înmânați acestor artiști extraordinari. Câtă culoare! Thank you so much! Compania de dans Cheonjo din Daejeon, Corea de Sud. Doamnelor, domnilor, despre asta este vorba la Hora din Străbuni. Despre atâta diversitate, despre atâta culoare, despre deschidere, despre granițe care până la urmă se topesc datorită și cu ajutorul folclorului, artei tradiționale, indiferent de continentul de pe care vine. Suntem bucuroși să încheiem această a treia seară cu atâta bucurie în ochii dumneavoastră și știu cu mulțumire din partea telespectatorilor TVR Iași și TVR 3. Și pentru că spectacolele nu se opresc aici, pentru că mai avem două serii în care ne vom bucura de oaspeții din străinătate, dar și de cei din județul Vaslui, vreau să vă spun așa, că merită aplauze publicul din Vaslui. Oamenii aceștia pleacă de fiecare dată acasă, în țările lor, povestind despre căldura cu care au fost întâmpinați aici, despre cum au fost încurajați și, și povestesc cu drag despre amintirile pe care și le fac aici. Mulțumim Coreea de Sud încă o dată! Thank you! Doamnelor, domnilor, se încheie aici cea de-a treia seară a Festivalului Internațional de Folclor Hora din Străbuni, ediția 8-a. Sunt Laura Lucescu și alături de colegii mei de la TVR Iași și TVR 3 am transmis și în casele românilor din țară și de pretutindeni ceea ce s-a întâmplat frumos aici, la Vaslui, în Teatrul de Vară. Doamnelor, domnilor, mâine seară, nu uitați, avem noi întâlniri cu oameni, cu artiști speciali din Serbia și din Mexic. Așa că vă așteptăm în număr mare. Iar acum, celor care sunt acasă în fața micilor ecrane și își doresc să se mai bucure de ceea ce Hora din Străbuni are de oferit, le propun să revadă un moment plin de bucurie și energie din prima seară de festival, atunci când pe această scenă Mioara Velicu a fost alături de școala de dans popular Larisa și Marin Barbu și Trandafir de la Moldova. Și cred eu că vă va face plăcere să retrăiți acele momente. Iar apoi, pentru că Ucraina este o țară greu încercată în ultima vreme și pentru că a fost în anii din urmă prezentă la Hora din Străbuni, ne amintim de energia și de puterea acestor oameni și ne gândim că și dansul lor a fost întotdeauna un ambasador a tot ceea ce e valoros în Ucraina. Haideți să ne reamintim împreună. Vă dau întâlnire mâine seară de la 19:30 alături de colegii mei și tot Vasluiul. Numai bine!